Entrelac croșetat. Da? Se lucrează foarte ușor, ca și cel tricotat. Cine lucrează la rotund, da? E mult mai ușor. Da? Deci așa e la rotund, pentru fulare, pentru căciulițe. Dar pentru pulovere și vestuțe se lucrează așa. Da? Când încheiem, avem grijă să aducem romburile de pe margine drept în drept, ca să formăm rombul. Da? Am făcut un piept, da? Și o spate. Când încheiem, aducem aici cheile drept în drept. Da? Când încheiem, să nu se cunoască ochi în ochi, să nu se cunoască că este încheiat. Se lucrează foarte ușor. Facem un lănțic. Deci la fiecare romb, da, avem 10, un lănțic de 10 ochiuri. Deci la fiecare romb, 10 ochiulețe. Se lucrează mai slab lănțicul de jos ca să nu-ți strângă, să nu țină. Deci mai slăbuț așa lucrăm. Și începem să lucrăm. Da? Iau la primul ochi. Trag cu croșeta prin primul ochi. 1, 2, 3, 4, 5. Apoi trag prin câte două ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Apoi vin aici. Da? 1, 2, 3, iau ochiul de aici ca să se, pe măsură ce lucrați, o să vedeți că se cunoaște frumos. 4, și al cincelea îl iau de aici. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Deci și aici în ochiurile care s-au format. 3, al patrulea îl iau de aici, 4 și al cincelea de aici. 1, 2, 3, 4, 5. Ca să știu câte am făcut, număr aici. 1, 2, 3, al patrulea, 3, al patrulea îl iau de aici, 4, 5. 1, 2, 3, 4 și al cincelea. Da? Am 1, 2, 3, 4. Lucrez un ochi și apoi iau 1, 2, 3, 4 și al cincelea de aici. Da? Și am format primul pătrat. Încep al doilea pătrat. 1, 2, 3, 4, 5. Trei, patru, cinci. Iau de aici.
1, 2, 3, ochiul de aici, 4, da? Și al cincele. Am făcut două rânduri. 1, 2, 3, al patrulea de aici, 4 și al cincelea din lănțic. Trei, patru, cinci. Da? Am 1, 2, 3 rânduri. 1, 2, 3, de aici, 4, 5. Da? Am 4 rânduri, 1, 2, 3, 4, lucrez un ochi și apoi fac rândul final. 1, 2, 3, al patrulea de aici, da? 4 și al cincelea aici. 5. Și apoi fac al treilea romb. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și mi-au rămas ca să fac 5 rânduri. Și fac și al treilea rumb, tot așa. Am terminat, da, primul rând. Și vreau să schimb culoarea. Vin aici. Da, în capăt. Da? Și apoi încep 1, 2, 3, 4 și aici în vârf 5. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Că trebuie să formez triunghiul acum. Da? La o culoare am 3 pătrate, 1, 2, 3, iar la cealaltă am 2 pătraturi și 2 triunghiuri. Bine, în funcție de dacă vă trebuie mai mare, trebuie să țineți cont că la fiecare pătrat, da, am 10 las de 10 ochiuri. Deci am 5, am avut 5 ochiulețe. 1, 2, 3 și al patrulea de aici. 4. 1, 2, 3, 4. La următorul rând am 1, 2, 3, da? 1, 2, 3. La următorul rând am 2, deci aici 1 în coamă și al doilea aici. 1, 2, 1, da? 1, 2, 3, 4. Fac un ochi și apoi încep să fac rândul de piciorușe simple pentru a ajunge aici. Da? 1, 2, 3,
4 și al 5-lea aici. Da? Și am format triunghiul. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? 1, 2, 3, 4, al 4-lea aici, despre mine, da? 4 și al 5-lea. 1, 2, 3, 4 și al 5-lea. Deci am făcut două rânduri, 1, 2. 1, 2, 3 și al 4-lea aici și al 5-lea. 2, 3, 4, 5. Deci am 3 rânduri. 1, 2. 3, al 4-lea aici din față, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, fac un ochi și acum fac rândul de piciorușe ca să ajung aici în mijloc, da? 1, 2, 3, al 4-lea de aici, 4, da? Ca să iasă, deci cum iese aici în V așa, să iasă și aici, de-aia fac așa, da? Și al 5-lea. Deci am format un romb. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primul rând. Da? 1, 2, 3, 4 și al 5-lea de aici. 1, 2, 3, 4, 5. Trei, al 4-lea de aici, al 5-lea. Da? Am 1, 2, 3 rânduri. Da? Fac un ochi și apoi rândul de piciorușe pentru a ajunge în partea cealaltă. 2, 3, 4
Și al cincelea. Și am format deja al doilea pătrat. Și un triunghi. Am ajuns aici. Acum trebuie să formez un triunghi, da? Ca să umplu golul de aici. Să mergem drept. Că dacă am face pătrat, am merge... cu colțuri. Da? Deci ar ieși așa. Pe o parte. Pentru păturică, pentru altceva e frumos, dar dacă vrem să facem vestuță sau pullover sau ceva, nu merge. Da? Pentru că și partea cealaltă tot așa e. N-am avea cum să încheiem. Deci 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Am două rânduri, da? 1, 2 și al treile. 1, 2, 3. 1 și al doilea. Da? Și încă 1. Și am format triunghiul. Da? Deci am două triunghiuri și două pătrate. Sau romburi, de fapt, sunt romburi. Da? Când punem culoarea următoare, tot așa începem. Deci venim aici în cap. Da? Înfigem aici în margine. Da? Și începem. 1, 2, 3, 4, 5, da? 1, 2, 3, 4, 5. Deci venim aici. 1, 2, 3, ochiul de aici al patrulea și 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Patru și al cincele. Am una, două, trei. Da? Unu, doi, trei rânduri. Unu. Da? Așa. Doi. Trei. Al patrulea de aici dinspre mine. Patru. Cinci. 1, 2, 3, 4, 5. Am 4 rânduri, 1, 2, 3, 4. Fac un ochi și apoi un rând de piciorușe simple. 1, 2, 3,
patru de aici și al cincele. Da? Și deja a ieșit rombul. Trecem la următorul romb. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primul rând. Al doilea. Trei. De aici. Deci aici avem un ochi, două. Deci luăm pe cel mai slab dinspre noi. Da? Patru. Cinci. Deci patru ochiuri le facem aici și al cincelea luăm din romb. Da? Ne prindem de romb aici. Am două rânduri. Da? 1, 2, 3, al patrulea și al cincelea. Se lucrează foarte ușor. Da? Am trei rânduri, al patrulea, 3, al patrulea oi de aici și al cincelea. 1, 2, 3, 4, 5. Am 1, 2, 3, 4. Da? 1, 2, 3, 4. Fac un ochi și vin aici. 1, 2, 3, 4 și al cincelea, da? Deci al cincelea iau următorul ochi de aici din romb, da? Și acum încep iară următorul, al treilea rombuleț. Când am ajuns sus, da, am făcut pieptul sau spatele sau ce am vrut să facem, trebuie să umplem aici, partea de jos rămâne așa, da? Facem cu croșeta frumos și rămâne așa în colțuri. Dar aici trebuie umplut și la gât merge lăsat așa, la mânecuță, eu știu, dar trebuie să umplem golurile de aici. Am legat firul, da? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu mai facem tot triunghiul. Da? Trebuie să mergem cu jumătate din el. 1, 2, da? 3. 1, 2, 3. Și apoi facem 1, 2, 3. Dacă facem tot triunghiul, da, ne ridicăm prea mult în sus. Da? Am făcut colțul. Dacă făceam triunghiul, se ridica un colț în sus. Deci facem trei rânduri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primul rând. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și ultima dată tragem prin toate.
3. Da? Și apoi iar începem. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Ca să umplem golurile. Da? Triunghiuri ca și aici. Deci tragem prin mai multe ochiuri odată. Primul rând îl facem cu 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ne rămân 3 ochiuri pe croșetă. Tragem prin toate 3, da? Tragem prin toate 3. 1, 2, 1, 2, da? Ca să facem triunghiuri da? Venim aici și apoi umplem și aici pe colț. 1, 2, 3, 4 și al 5-lea aici. Da? Ca să vină marginea frumos, dreaptă. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3. Am aici un noduleț. 4, 1, 2, 2, ultimul oi de aici, da? Și am făcut un pătrat, da? Acesta este întrelac croșetat. Aici vine partea de jos. Aici, dacă e la rotund, e și mai ușor. Da? Unim șnurulețul și facem pătrat lângă pătrat. Apoi schimbăm culoarea. Facem, da? De fapt, e un romb. Dar dacă vrem pentru pulover, pentru vestuță, pentru căciulițe, și căciulițele merg lucrate la rotund. Da? Și sus se strâng cu totul așa. Fularele merg lucrate așa la rotund.